Stimați telespectatori, bun venit la emisiunea Weekend Matinal. Tema de azi este la grădina zoologică. Îmi plac animalele, poate sunt chiar exagerată. Am ținut să văd toate grădinile zoologice de prin orașele prin care am fost atunci când am avut mai mult timp la dispoziție pentru a vizita și muzeele și zoo. Așa că am bifat toate grădinile zoologice din București, Viena, Londra și Innsbruck. Cea din Viena va rămâne preferata mea. Grădina zoologică din București a luat ființă în anul 1955 sub forma unui serviciu al secțiunii gospodăriei comunale din cadrul Sfatului Popular al Capitalei. Între anii 1955-1959 are loc o concentrare progresivă a animalelor în cadrul colțului zoologic Băneasa, unde la 1 mai 1959 s-a deschis primul sezon de vizitare. La acea dată, mici efective de animale erau răspândite în parcurile Cismigiu, Carol I, Herăstrău și în pădurea Băneasa. Începând din 1962, titulatura instituției a devenit Grădina Zoologică București și în același an a fost inclusă în anuarul internațional al grădinilor zoologice, International Zoo Yearbook, editat de Societatea de Zoologie din Londra. Grădina zoologică, având suprafața totală de 5,85 hectare, este un așezământ public care întreține și expune colecții de animale vii, sălbatice, indigene și exotice, în vederea realizării a două principale deziderate, conservarea faunei, având ca scop prioritatea speciile amenințate cu dispariția și instruirea, educarea și recrearea publicului vizitator. Lista speciilor de animale de la grădina zoologică sunt acvila, anaconda verde, bibilica vulturina, bivol, bovine, broască testoasă de apă și cai, canguri, capra domestică. În grădina zoologică nu aveți voie să folosiți pistoale cu bile, aer comprimat sau producătoare de zgomot. A ieșit primul pelican din nou. Îl chema Gogu. Gogu a cerut mai multă atenție decât orice alt puiuț. Și-a petrecut primele zile într-un incubator. Apoi a fost hrănit cu peseta de 4-5 ori pe zi. Leu este un mamifer din familia Felidae. Leu mascul poate fi recunoscut ușor datorită foamei sale și poate cântări până la 150 kg. Femelele sunt mult mai mici, cântări până la 150 kg. Leii trăiesc în jur de 20 de ani. Leii sunt animale carnivore care trăiesc în grupuri de familii, consistând în femele înrudite, pui de ambele sexe și un mascul neînrudit care se împerechează cu femelele adulte. Femelele se ocupă cu vânatul, în timp ce mascolii își protejează teritoriul. Mascolii sunt dați afară din grup atunci când ajung la maturitate. Cu toate că este cunoscut ca regele junglei, leu este un animal care trăiește în câmpii deschise și poate fi găsit în toată Africa. Chiar și așa este o specie în pericol, populații semnificative găsindu-se doar în parcuri naționale din Tanzania și Africa de Sud. Tigrul este o specie de mamifere răpitoare din familia felinelor, unul dintre cele 4 specii ale genului Panthera. Cam fiecare duminică ne-am propus să facem anumite dedicații muzicale pentru copiii care i-am intervievat în Parcul Ioret din București. Să urmărim materialul următor.
Ai vizitat vreodată grădina zoologică? De aici? Da. Da. Ce animale ți-au plăcut? Am vizitat-o acum mult timp, dar pe unul, cred. Ai o melodie preferată? Nu. Dar la animale nu ți-e frică că ți-ar face ceva rău? Dacă eu nu sunt rea cu ele, cred că nici ele nu o să fie rele. Adică așa mă gândesc eu, nu toate, dar mă rog, unele e foame, așa că... La emisiunea noastră ai posibilitatea să dedici o melodie unui prieten drag. Ai vrea să dedici cuiva? Nu. De ce? Nu știu, cu ea mai mulți prieteni și nu vreau să dedic unul și să supere alții și nu știu ce melodie. Vrei să dedici o melodie unor prieteni de-ai tăi? Da. Cui și cu ce mesaj? Mădălinei și Denisei, Black Eyed Peas, Pump It. Pentru că sunt cele mai tari la melodia asta. Ai vizitat vreodată grădina zoologică? Da. Ce animale ți-au plăcut? Pe unii și cam atât. Iubești animalele? Da. Cu cine am stat de vorbă? Bianca. Și mai cum? Băuleanu. Câți ani ai? 14. Mulțumesc pentru interviu.